nouă, doctor. Bună dimineața. Bună dimineața. Să știți că noi, nu noi suntem subiectul, dacă se poate, ce ascultători. Și dumneavoastră este subiectul, pentru că eu am o mare dilemă, domnul doctor. Bună dimineața. Spune-te. Înainte oamenii mergeau să-și mărturisească păcatele la preot. Nu-i așa? Da. E, acum toți pur și simplu își fac blog. Da. De ce râzi din Culescu? Că am și eu un blog. De ce râzi din Culescu? Mov.ro. Da, aia, că am și eu câteva site-uri și mă gândeam că... Da, eu scriu acum o carte despre psihologia inversă. Vă rog să nu o cumpărați. Bine, domnul doctor, haideți să trecem la scrisori și la problemele de cuplu și de relații ale ascultătorilor. Bună dimineața. Bună dimineața. Sunt doctorul. A, vreți fondul? Păi spuneți așa, domnul doctor. Stați ce așa faci? Că l-am pregătit. Trebuie să pui aici un covoraș pentru domnul doctor. Sunt adică... confundat în meandrele concretului și de-aia... Eludând... Bună dimineața. Sunt doctorul Andrei. Și fiecare zi de luni până vineri discutăm deschis despre problemele voastre de orice natură. Astăzi este vineri și toată lumea se pregătește de weekend. Unii se vor odihni, alții vor ieși prin oraș, alții vor călători. DJ Andy, of, doamne, nu vreau să mă gândesc. Orlando va vrăji mai mult pe noua lui prietenă. Dinculescu va fugi de șocanul până și în somn. Iar Anca Maco e cea mai normală. Așa este? Haideți, răspundeți, DJ Andy. Da, începând cu ora 22 să fiu pe Music Channel. Așa. Iar apoi voi merge în club împreună cu domnul Țânțăreanu. Bun. Însoțit de milioanele și milioanele de tailandeze. E bine că nu n-ai spus ce trebuia să spui. Da. Orlando, domnule doctor, eu sunt foarte sincer, adică nu mă pricep la vrăjeli. Mm-hmm. Și marmota rămâne omeră. Ia zi, Dinculescu. Eu o să merg în weekend la TNT Brothers, la Clinceni. M-am apucat de cursuri de parașutism. Asta e, mi-a luat Dumnezeu mințile. Iar dacă vreți să veniți, puteți să veniți, pentru că e cu discounturi, cu din asta, e foarte tare. Deci plouă. Nu plouă. În sâmbătă cel puțin nu plouă. Am înțeles. Anca? Eu o să fiu normală, o să mă duc să vă filmu paranormal. Un film de animație și după aia o să visez. O să visez la un apartament cu două camere de comandate, preferabil în zona Ștefan cel Mare, Moșilor, Averescu, până în 59.000 de euro, dacă se poate, semi-utilat, semi-mobilat, în stare bună, aștept provincia, rog seriozitate. Am înțeles, deci SMS la 1721 pentru Anca. Să trecem la primul caz. Vă doresc un weekend minunat, apropo. Vă pup, domnule doctor Andrei. Mă numesc Cariela Măseluță din Flămânzi, proaspăt căsătorită cu un tractorist și sunt foarte nefericită pentru că boul de bărbat în eu adoarme de fiecare dată după ce ne iubim. Pe deasupra, 10-15 secunde nu sunt suficiente pentru a mă face fericită pe deplin. Aș vrea să vă întreb de ce adorm bărbații după ce fac dragoste. Sunt obosiți? Dragă Cariela, explicația specialiștilor este că, după amor, sunt eliberați anumiți hormoni care induc starea de letargie, iar senzația de oboseală se manifestă mai intens. Teoria mea e mult mai simplă și pe înțelesul tuturor, pentru că atunci realizează într-adevăr cu ce au greșit. De fapt, unii dintre ei chiar meditează și își pun întrebări de genul: cine m-a pus să o fac? Cum naiba scap de ea mâine? Când o să gândesc cu adevărat cu capul care trebuie? Dacă vine nevastă mea, ce o să-i zic? O, aia e două oi, trei oi, hai că pot. O altă explicație ar fi că soțul tău este tractorist și știi vorba aceea românească. Toată ziua ară, noaptea nu îi se, dar o să-ți dau răspunsul pe privat. A doua scrisoare vine de la un artist, cred. Bună dimineața, miliardelor de fani din Republica Moldova și România. Bună dimineața, stimate domn doctor specialist în vindecarea sufletului. Mă numesc Fumăigău și sunt un simplu artist care umplu inima și sufletele oamenilor de bucurie și alinare prin cântecele minunate izvorute din adâncul leant abisal al sufletului meu de român sensibil. Am niște dileme ce înfrământă inima din cutia toracică de român. Sunt convins că veți umple sufletul și mintea de înțelepciune cu răspunsurile dumneavoastră. Pot să o pun pe maicuța să împodobească bradul la începutul lunii noiembrie? Simt că nu mai am răbdare. O altă întrebare ar fi dacă
E normal să-mi împodobească măicuța bradul și la vârsta asta. În plus, mie îmi plac brazii naturali și cred că măicuța e prea bătrână să se mai ducă în pădure cu toporul să mai taie unul. Păi, ne putem vedea la o cafea ca să intrați mai profund în detalii? Dragă Fumego, în mod tradițional, împodobirea bradului se face în ajunul Crăciunului, așa că trebuie să mă aștepți. Referitor la mama ta, nu crezi că abuzezi prea mult de ea? Ești băiat mare, așa că îți poți pune singur podoabele în brad. Și atunci când o să o mai trimiți în pădure ca să-ți ia brad, ai măcar bunul simț și cumpără o drujbă. La vârsta asta e greu să mai folosească toporul. Păi, nu beau cafea cu băieții răi ca tine. Ne auzim luni, sunt doctorul Andrei Andrei și nu uitați, psihicul lucrează.